Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul buletinului de știri nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să urmărim care sunt principalele titluri ale ediției. Permisele de conducere eliberate în Republica Moldova și Regatul Spaniei vor fi recunoscute reciproc. Proiectul de lege în acest sens a fost aprobat în cadrul ședinței Cabinetului de Ministri. Procesul de integrare europeană, contextul regional de securitate, dar și sprijinul Cehiei în democratizarea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Sunt câteva dintre subiectele discutate de președintele Senatului de la Praga, Miloš Vystrčil, cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Maia Sandu este singura soluție europeană și democratică pentru Republica Moldova, iar România va ajuta țara vecină pentru că acolo sunt români, nu sunt altceva. Declarația a fost făcută de premierul român Marcel Ciolacu. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale de comun cu Serviciul Vamal anunță pornirea unei cauze penale de contrabandă cu circa 2.300.000 de lei aduși în țară de pasagerii sosiți de la Moscova. În cursa pentru funcția de procuror general au intrat 4 candidați. Potrivit responsabilului de comunicare al Consiliului Superior al Procurorilor, Eugen Roșca, este vorba despre Octavian Iachimovski, Ion Munteanu, Alexandru Cernei și Grigore Vornicencu. După recepționarea dosarelor, CSP are la dispoziție 20 de zile pentru a stabili data când va avea loc proba de interviu pentru candidații selectați. Conform legii cu privire la procuratură, candidații pentru postul de șef la Procuratura Generală trebuie să dețină cetățenia Republicii Moldova, să cunoască limba română, să aibă o reputație ireproșabilă și studii în domeniul dreptului. Amintim că funcția de procuror general a devenit vacantă în urma decretului semnat de președintele Republicii Moldova pe 26 septembrie 2023. La sfârșitul lunii februarie, CSP a anulat concursul pentru funcția de procuror general după ce un membru al Consiliului a depunctat un candidat. Permisele de conducere din Republica Moldova vor fi recunoscute în Spania și invers. Proiectul de lege în acest sens a fost aprobat în cadrul ședinței de miercuri a Cabinetului de Ministri. Astfel, prin ratificarea acordului, se va asigura recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale statelor. Prin ratificarea acordului se va asigura recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale statelor. Persoanelor care au reședință legală pe teritoriul acestora, totodată se va simplifica procedurile de conversiune, fapt ce va facilita libera circulație în traficul internațional și va oferi posibilitatea de încheiere a unor contracte avantajoase de muncă. Respectivul acord corespunde și vine să completeze pozitiv politica externă promovată de către Republica Moldova prin dezvoltarea bunelor relații cu Regatul Spaniei, iar ratificarea acestuia se pleiază cu prerogativele incluse în Planul Național Construim Moldova Europeană, precum și cu programul de guvernare Moldova Vremurilor Bune. Amintim că în martie 2024, ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alexander Reutemann, și ministrul transporturilor și siguranței rutiere al statului Israel, Miri Regev, au semnat acordul interguvernamental cu privire la conversiunea permiselor de conducere. În baza acordului, părțile vor recunoaște reciproc în scopul conversiunii permisele de conducere emise de autoritățile competente ale celeilalte părți în conformitate cu normele naționale pentru titularii permiselor de conducere care obțin reședința pe teritoriul statului de reședință. În Republica Moldova a fost realizat în premieră un clasament privind calitatea instruirii auto, astfel încât școlile neperformante să fie evitate de potențialii candidați. Potrivit datelor, în ultimul an, doar 23% din candidații care vor să obțină permisul de conducere au reușit să susțină proba practică din prima încercare. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a remarcat că situația este gravă deoarece nu există nicio școală auto la categoria B care atinge standardul pentru acreditarea unei instituții de învățământ de așa tip.
Clasamentul realizat pe baza ratelor de promovabilitate la probele teoretice și practice oferă cetățenilor posibilitatea de a alege instituțiile de învățământ auto în funcție de calitatea studiilor, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Avem o situație gravă constatată că nu avem nicio școală auto la categoria B care atinge acel standard pentru acreditarea unei instituții de învățământ de așa tip. 50% dintre absolvenții școlii auto care din prima susțin proba practică, proba teoretică și 30% dintre care susțin proba practică. Trebuie să vedem cum putem să facem așa fel încât rata de promovabilitate să crească, iar acolo unde absolvirea școlii auto este prea simplă și de fapt nu înseamnă obținerea competențelor reale pe care le are absolventul cu care poate să meargă și să susțină examenul, să existe sancțiuni pentru acele școli auto care pe bandă rulantă, în esență, eliberează certificate de absolvire. Datele mai arată că în ultimul an în școlile auto au fost înscriși peste 79.000 de candidați, însă doar 52.000 dintre aceștia au reușit să absolvească. Practic, un candidat din trei nu reușește să absolvească acest program, a declarat secretara de stat Galina Rusu. Din cei 44.051 de candidați înscriși în perioada de referință la examenele de obținere a permisului, constatăm că doar 23.921, adică aproximativ 51%, promovează din prima încercare proba teoretică și cu mult mai îngrijorătoare sunt statisticile atunci când vorbim de promovare din prima încercare a probei practice. Vedem că avem un număr de 6.909 candidați, ceea ce înseamnă 23% doar din numărul candidaților înscriși la examene. Ministerul Educației anunță că în timpul apropiat va revizui condițiile de acreditare a școlilor auto, de formare profesională a personalului didactic și de evaluare și va adopta sancțiuni pentru școlile care nu respectă cadrul normativ. Studiul a fost realizat de Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Agenția Servicii Publice. Procesul de integrare europeană, contextul regional de securitate ca urmare a invaziei ruse în Ucraina și sprijinul Cehiei în democratizarea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Sunt câteva dintre subiectele discutate la Chișinău de președintele Senatului de la Praga, Miloș Vistrecil, cu președintele Parlamentului Igor Grosu. În cadrul unui briefing de presă, cei doi oficiali au apreciat dinamica bună a relațiilor între Republica Moldova și Republica Cehă, țară membră a Uniunii Europene de 20 de ani. Republica Moldova mizează pe sprijinul Cehiei în lansarea oficială a negocierilor, dar și aderarea la Uniunea Europeană, a menționat în discursul său Igor Grosu. Șeful legislativului a trecut în revistă principalele teme abordate în cadrul discuțiilor, printre care consolidarea capacităților de reziliență energetică în contextul războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, dar și în fața amenințărilor de securitate și a tentativelor Moscovei de deturnare a proceselor democratice. Am făcut un schimb de opinii privind tactica, strategia de interferență a Federației Ruse împotriva țărilor noastre. Vorbim aici de influențe de ordin hibrid, campanie de dezinformare, tentative de corupere a alegătorilor, a politicienilor și cum mai bine putem, prin cooperare, să răspundem acestor atacuri de ordin hibrid. Președintele Senatului Cehiei, Miloș Vistrecil, care a apreciat eforturile realizate de Chișinău în drumul spre integrare europeană, a dat asigurări că țara sa va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv în consolidarea securității energetice, dar și cu expertiză la nivel de activitate parlamentară. Oficialul a salutat îndepărtarea Republicii Moldova de dependența energetică față de Federația Rusă. Am vorbit despre combaterea corupției în țările noastre și asigurarea independenței mass media în contextul actual de securitate și am găsit oportună continuarea colaborării noastre în domeniul securității și autonomiei strategice. Ambele țări au trecut printr-o perioadă grea care a început cu o dependență totală de Federația Rusă, iar pe parcurs am reușit să căpătăm parțial independența de gazele și resursele rusești.
În 2023, potrivit datelor Ministerului de Externe, volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Cehia s-a cifrat la peste 326 de milioane de dolari, în creștere cu aproape 35% față de anul precedent. Totodată, Republica Cehă s-a clasat pe locul 5 printre principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri cu o pondere de 4% din total și pe locul 11 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri cu o pondere de aproape 2% din total. La importul vinurilor îmbuteliate din țara noastră, Cehia se află pe locul 3 la nivel mondial cu 7,4 milioane de dolari după România și Polonia. Maia Sandu este singura soluție europeană și democratică pentru Republica Moldova, iar România va ajuta țara vecină pentru că acolo sunt români, nu sunt altceva. Declarația a fost făcută de premierul român Marcel Ciolacu. Prezent marți seara la postul de televiziune Digi24, Ciolacu a fost întrebat despre ultimele amenințări ale Rusiei la adresa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a cărei politică a fost comparată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, cu politica celui de-al treilea Reich. Maia Sandu este singura soluție europeană și democratică pentru Republica Moldova. Nu există altă soluție democratică decât Maia Sandu, pentru că și doamna Maia Sandu are alegeri. România va ajuta Republica Moldova, pentru că în Republica Moldova sunt români, nu sunt altceva. Nu mai sunt moldoveni, nu mai există limba moldovenească, este limba română și sunt români. Este greu să-și extindă frontul în acest moment domnul dictator Putin. Este un război hibrid, este normal să fie aceste amenințări, dar există și o logică militară care arată că dacă în Ucraina este un război armat, în Republica Moldova este un război hibrid. A răspuns premierul Marcel Ciolacu. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, de comun cu ofițerii Institutului Național de Investigații și Serviciul Vamal, anunță pornirea unei cauze penale pe faptul contrabandei cu circa 130.000 de dolari, echivalentul la peste 2.300.000 de lei, aduși în țară de pasagerii sosiți de la Moscova. Prin comparație cu captura de contrabandă cu valută din 22 aprilie anunțată de autorități, acum banii au fost introduși în țară de către pasagerii a două curse Avia prin Istanbul la sfârșit de aprilie și început de mai 2024. Potrivit oamenilor legii, cei aproape 50 de pasageri au fost transportați centralizat la aeroport cu autocarele atât la plecare cât și la revenire atunci când au adus banii. Persoanele au avut rol de cărăuși ai banilor, astfel încât autoritățile să nu cunoască despre originea și scopul folosirii acestor bani. Astfel, la revenire, persoanele au fost percheziționate la aeroport, iar banii au fost indisponibilizați în calitate de probă în dosarul penal. De asemenea, au fost ridicate pentru cercetare și telefoane mobile de modele identice, prezumându-se preliminar că le-ar fi fost oferite în scopul comunicării la subiectul introducerii ilegale a banilor în țară. Acțiunile de urmărire penală continuă în vederea stabilirii originii și destinației banilor, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției și garanții procedurale potrivit legii. Lucrările de construcție care produc zgomot vor fi interzise în zilele de duminică și de sărbătoare nelucrătoare, precum și în zilele de luni până sâmbătă între orele 18 și 8. O inițiativă legislativă în acest sens va fi propusă plenului Parlamentului pentru examinare de către Comisia Economie, Buget și Finanțe. Potrivit autorilor proiectului, modificările au fost operate ținând cont de faptul că majoritatea cetățenilor se recreează pe parcursul zilelor de duminică și în zilele de sărbătoare nelucrătoare. Astăzi, în cod, este prevăzut o singură restricție de la ora 18 seara până la 8 dimineața. La moment, eu am adăugat doar faptul că este interzis de a executa lucrări de construcții în locuințe care produc zgomot în zilele de duminică și în zilele de sărbătoare prevăzute de Codul Muncii, la articolul 111. Totodată, la reconstrucția încăperilor va fi interzisă modificarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale prin instalarea utilajului consumator de gaze în alte încăperi decât în bucătărie sau hale termogeneratoare. Va fi interzisă și efectuarea lucrărilor de termoizolare și de schimbare coloristică a fațadei în lipsa autorizației de construcție pentru lucrările la fațadele clădirilor orientate spre bulevard și străzi, la clădirile cu statut de monument, la construcțiile din zonele de protecție a acestora, cu excepția lucrărilor de finisare exterioară care nu modifică elementele fațadelor și a soluțiilor cromatice.
Testările naționale pentru elevii claselor a patra au început astăzi, 15 mai, cu proba orală la limba și literatura română pentru elevii din clasele alolingve. Un număr total de 5.927 de copii din 205 instituții își vor demonstra abilități de comunicare în limba română, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Cea de-a doua probă la matematică va avea loc pe data de 17 mai, urmată de proba la limba de instruire, care se va desfășura în data de 21 mai. În final, în data de 23 mai, elevii care studiază limba bulgară, găgăuză sau ucraineană în calitate de limbă maternă vor fi testați la această disciplină. În total, testarea națională în învățământul primar vizează 31.128 de copii din 1.084 de instituții de învățământ din Republica Moldova. Caz șocant la Glodeni, un tânăr de 18 ani din satul Ustia a fost reținut pentru 72 de ore fiind suspectat de omorul unei femei și tentativă de omor a unui bărbat. Conform datelor prezentate pe 13 mai, acesta ar fi omorât o bătrână de 74 de ani, iar pe un bărbat de 62 de ani l-ar fi îngropat de viu într-un beci. Potrivit poliției, acesta ar fi omorât o femeie de 74 de ani, iar pe un bărbat de 62 de ani l-ar fi înjunghiat, după care l-ar fi închis într-un beci improvizat într-un câmp pe care l-a acoperit cu pământ. Datorită intervenției operative a polițiștilor, bărbatul a fost găsit viu. Victima a spus polițiștilor că la 11 mai, împreună cu suspectul, au consumat băuturi alcoolice, după care între ei s-a iscat un conflict, în timpul căruia a fost lovit cu un cuțit în regiunea gâtului și a fost închis în acel beci. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar polițiștii și procurorii întreprind acțiuni de investigație și urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele. Premierul populist al Slovaciei, Robert Fico, a fost rănit într-un schimb de focuri de armă și transportat la spital, transmite Euronews România. Incidentul a avut loc în orașul Handlova, la aproximativ 150 de kilometri nord-est de capitală. Un suspect a fost reținut, însă deocamdată nu se cunosc informații cu privire la starea de sănătate a premierului slovac. Zona din fața Casei de Cultură din Handlova, unde a avut loc ședința de guvern, este în prezent evacuată. Robert Fico a câștigat alegerile legislative din 30 septembrie 2023 în urma unei campanii electorale în care a pledat pentru încetarea ajutorului militar oferit Ucrainei, combaterea migrației ilegale și o politică independentă a Slovaciei față de agenda promovată de Bruxelles și de Statele Unite. Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a reiterat în cadrul vizitei sale surpriză la Kiev sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina în lupta acesteia cu agresiunea Federației Ruse. Potrivit lui, Statele Unite va rămâne și în continuare alături de Ucraina și de poporul ucrainean. I have come to Ukraine with a message. Am venit în Ucraina cu un mesaj. Voi nu sunteți singure. Statele Unite sunt alături de voi din prima zi. Suntem alături astăzi și vom rămâne de partea voastră până când va fi garantată securitatea Ucrainei, suveranitatea ei și abilitatea de a-și alege propriul drum. Cunoscut drept un mare amator de chitară și muzică rock, marți seara, șeful diplomației americane a interpretat piesa Rock in the Free World de Neil Young într-un bar din Kiev ca un omagiu adus luptei ucrainenilor în fața invaziei ruse. But they need to know, you need to know. The United States is with you. Dar ei trebuie să știe, voi trebuie să știți că Statele Unite sunt cu voi, că o mare parte a lumii este cu voi. Barman Dictant este unul dintre numeroasele baruri subterane din centrul Kievului, în apropierea arterei centrale Kreschatyk, lângă celebra piață Maidan. Secretarul de stat american a mâncat pizza alături de omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, într-o pizzerie fondată de un veteran al războiului cu Rusia, apoi s-a plimbat prin piața Maidan înainte de a se îndrepta către o cafenea pentru a discuta cu activiștii anticorupție. Vizita lui Antony Blinken are scopul de a liniști țara cu privire la ajutorul militar al Washingtonului și de a transmite mesajul că Rusia privește înapoi în timp ce Ucraina privește înainte, potrivit unui discurs ținut marți la Kiev în fața studenților Institutului Politehnic.
Doamnelor, domnilor, știrile noastre se încheie aici, însă ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md și pe rețelele de socializare. Urmează știrile din sport, eu vă doresc o seară liniștită, în continuare alături de cei dragi și vă dau întâlnire de luni până vineri la ora 17 și la ora 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei! Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul buletinului de știri nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.